Municipiul Lugoj a obținut finanțări pentru reabilitarea integrală a clădirilor în care funcționează 3 dintre cele 4 creșe. Acestea sunt localizate pe Alea Brazilor, Ceahlăului și Buziașului. Astfel, odată cu începerea lucrărilor majore de reabilitare, copiii trebuie să aibă un alt spațiu în care să își desfășoare activitatea. În acest sens a fost recepționată o creșă modulară pe strada Caransebeșului, care beneficiază de toate facilitățile de care au nevoie cei mici. Capacitatea acestei este de 40 de locuri. Valoarea investiției depășește 1 milion de lei, iar lucrările de amenajare au durat 15 zile. A ales varianta de a construi o creșă modulară ca tampon pe perioada derulării lucrărilor la toate cele 3 creșe și să ținem copiii în acest spațiu până când se finalizează pe rând lucrările la aceste creșe. Am început demersurile de proiectare cu 6-7 luni în urmă. A durat foarte mult pentru că condițiile de avizare la ISU, la DSP sunt foarte stricte și am dorit să respectăm toate aceste condiții, fiind vorba de copii care vor ocupa aceste spații. Lucrările efective au durat foarte puțin, în 15 zile a fost amenajată. Este vorba de o creșă modulară care va asigura spațiul necesar pentru 40 de copii, cu săli de masă, cu dormitoare, cu săli de multifuncționale, de joacă, cu izolator, cu cabinet medical, cu oficiu alimentar, cu tot ceea ce trebuie conform legislației în vigoare. În amenajarea creșei modulare au fost folosite echipamente de cea mai bună calitate în ceea ce privește iluminatul, climatizarea, dar a fost asigurat și un sistem bine pus la punct, digitalizat, pentru desfășurarea activității în bune condiții. Un aport important în realizarea acestui proiect l-a avut Angelica Uscat, director DASC Lugoj. Toate lucrările mele sunt cu suflet și sunt foarte fericită că suntem la final. Cred că se văd emoțiile pe fața mea și emoțiile sunt exact pentru faptul că am fost ore în șir peste zi aici. Îmi doream să fie așa cum este acum, perfectă din toate punctele de vedere și va fi. Și părinții vor fi foarte mulțumiți de asta, eu sunt sigură. Pentru că este ce trebuie, este avizată ISU, este avizată DSP, are avize de funcționare și este așa cum prevăd normele că trebuie să fie din toate punctele de vedere, o locație care adăpostește copii. În această perioadă, creșa modulară va fi mobilată, astfel încât, începând cu 3 iunie, să poată primi copiii.